Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Prieteni, dimineața când ne-am trezit, ne-a gătit soacra mea, ne-a făcut varză călită, ne-a făcut cârnați din ea proaspeți cu salată de varză. Ea s-a ocupat cu gătitul și eu acum vreau să mă apuc de curățenie. Pentru că ce credeți? Știți că am făcut curățenia generală de Paște, dar ne-am tot plimbat pe aici. S-au jucat și copiii, am venit și atunci când a fost grătarul cu papi, cu Marița, când am strâns din foișor paharele, s-a spart un pahar și s-a împrăștiat peste tot, am șters atunci repede, dar degeaba că tot au rămas urmele alea care se închină în greții, știți că e greu, plus că mai avea și ceva grăsime de la grătar, dar acolo nu știu ce s-a prins de ei, a ieșit atât de greu. Au ieșit atât de greu fetele. Și m-am pus să fac un pic de curățenie aici în sală. Am făcut și prin camera, acolo nu v-am mai arătat. Că v-aș fi obosit prea mult. Și aici în șatră, agitații mari. Mâncăruri peste tot, la patroana se gătește și acolo intens. Nu știu ce a făcut patroana azi, rânză. Ne-a chemat și ea, ne-a invitat acolo la masă, dar deja mâncasem și n-am mai apucat să mâncăm la patroana, o să mâncăm și mai târziu la ea să nu se supere. Dar am stat ieri cu ea, acolo la masă. Am fost și acolo. Azi n-a fost atât de cald cât cum așteptam eu să fie și nu prea... Am ieșit afară, am stat mai mult aici în casă și să terminăm cu curățenia, să ne punem și noi lucrurile în ordine, dar și să mă ferez de curent. Pentru că v-am zis, am fost la dentist atunci, marți, și n-am putut să-mi continui lucrarea din cauza că eram inflamată toată. Și încerc să mă ferez și eu, pentru că mâine merg din nou. Și aș vrea măcar mâine, mi-aș dori să termin odată cu lucrarea. Ca așa stând în curent, nu mai termin niciodată. Mi-am lăsat foarte multe comentarii legate de vlogul ăla cu Leo, cu mașina. Să știți că n-am puțin nimic mașina și a și spălat-o imediat. A fost așa o provocare pe TikTok, ne-am mai amuzat și noi. Știți că toată lumea joacă TikTok și patroana și Leo și nu s-au supărat. Doar că a fost un pic în stare de șoc când a văzut filmările cu ce a pățit mașina lui. Și Alina, am prăștiat-o pe lui, ați văzut, a intrat pe la injectoare. Nu sunt bune până la urmă nici provocările astea, că stricăm mașinile. Nu o să mai facem așa. Aveți dreptate. M-a dat rătusă aia, cum o aveam eu odată. Am și răcit mult pe afară, mult în curte. S-a adunat. Au fost răciți și copiii, știți, o perioadă de am luat și după la ei. Acum, da, se mai întâmplă. Azi a fost așa, cam plictiseală, nu știu. Ieri am fost puțin mai activi. Dar sper să ne revenim. Să intrăm în priză mai încolo. Și vremea, când e urât afară, îți dă o stare așa de ți ia cheful. Când e cald, e frumos, parcă îți vine să faci de toate. De-aia m-am și adăpostit aici în bărlog. Să stau să-mi fac curățenie și să nu treacă timpul. Că altceva mai bun de făcut chiar nu aveam.
Am să vă las, prieteni, să nu vă țin atât de mult, că eu mai am, vedeți, cât e holul de mare și mai revin la voi de afară când ies. Gata, am revenit din curte. Am terminat curățenia acolo, în casă. Copiii s-au băgat înăuntru că e și frig, a început să și plouă. Am ieșit puțin așa la aer, am trecut pe la fiecare. Toată lumea azi e pădos din cauza brimii. Supărare mare pe toată lumea. Dar nu de la ceva anume, de la vreme, pentru că nu pot ieși și ei afară să gătească, să facă vloguri, să facă nimic, că plouă într-una. Nici mie nu-mi convine, nici eu n-am stare, mă plind colo-colo. L-am mai ajutat pe Ilie puțin să strângă pe aici în bucătăria patroanei, a mai rămas doar paharul cu sucalul Leonardo, o să-l spăl și pe ăla. Și mi-am găsit așa de lucru pe peste tot, să zic așa, că nu mai suportam să stau în casă. Am stat ce am stat, dar nu-mi vine. Eram obișnuită să-mi găsesc de lucru prin toată curtea. Așa e plictiseală, nu știu ce să mai fac. Leo e băgat în cameră, patrona a băgat în cameră, se mai joacă acolo pe TikTok, nu știu ce fac. Dar... Ia uite ce vergeat și-a cumpărat patrona de la piață. Ei, fur și eu. Iau și-o câte un fir. Sau nu mai am. Numai că mă prinde patroana. După aici că am venit aici să-i dau atacul la bucătărie. Stingem lumina și plecăm. Ursul e și el în casă cu Georgiana. Toată lumea la adăpost. Eu n-am mai rezistat picuri, așa un pic. Dar mie mi-a venit de plimbare. Îmi place să am așa activitate. M-am obișnuit în priză. E pustie, rău curtea. Rău de tot. La noi în foișor, în fiecare zi se strâng frunze, oricât aș mătura. Ia uitați, le-a adus iară vântul. Nu le mai dau acum noaptea, că le dau degeaba. Le dau degeaba și... Vine mai încolo iară vigilia, că plouă, e norat rău de tot afară. Și se face la loc, așa fac dimineața, măcar e ziua curat, că stai și noi în foișoare frumos. N-ai ce să faci, în curte tot timpul se adună, oricâte curățenie îi face, cad frunzele din pomi, bate vântul, praf, așa e când stai la curte. Ține curățenia pe care o faci o zi, maxim două. După e totul întors iară pădos. Vedeți că picură afară, aici și David cu Loredana. Un foișor, da, puteți să stați, dar afară nu, că plouă. Și v-am zis. Astăzi e o zi aiurea. Nu avem ce să mai facem azi, mare lucru. V-am arătat așa și am zis să vă filmez ce am făcut eu în mare, pentru că mai mult de atât nu se poate. Plictiseală, multă. Ce să mai zic, mai prieteni, nici nu vă mai țin. Ne vedem mâine. Sper să avem și noi mâine soare, să stăm în curte, să ne facem ceva de lucru, măcar.
cu mâncarea nu vreau să mai mănânc, sigur o să iau iar în proporții. Mai e și vara acum, când trebuie să ne menținem și noi. Dacă începem și o dăm în bărci iară cu mâncarea, nu prea e bine. Așa că trebuie mai subțire, mai ușor. Vreau să mănânc chiar cum mâncam când țineam postul. De mâine chiar o să pun piciorul în prag. Astăzi n-am putut să mă abțin pentru că v-am zis, a gătit soacra mea o varză călită, dar mie tot la cărnația aia proaspăt mi-a sărit gândul că știți cum e, când tai porcul și faci cărnația atunci, chiar dacă îi bagi la congelator sau așa, rămân sunt altfel decât ții de cumpărat și rămâne gustul la calună. Dar gata. Gata că mă învăț iar așa și nu e bine. Trebuie să ținem și noi puțin cont că vine vara, acum o să fie căldură, mai mergem poate și la mare. Și nu vreau să mergem pe măsură XXL. Trebuie să fim și noi cum e lumea. Vă pup, prieteni, vă las. Cam atât. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți zi de zi. Am citit și comentariile voastre. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături mereu. Vă mulțumesc și celor care mă placeți într-un mod mai, nu știu, mai puțin, să zic așa. Sunteți și voi tot ai noștri. Și cam asta e. Acum știți cum e. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții, așa cum suntem, să ne mulțumim cu ce ni se oferă, că așa e frumos. Vă pup și ne revedem mâine.